Veste bună pentru pensionari și pentru cei care se pregătesc de pensionare. Noua lege a pensiilor a fost aprobată de Parlamentul României, iar noile prevederi își vor face efectul începând cu data de 1 ianuarie 2024. Astfel, pensia se majorează în fiecare an de la 1 ianuarie cu 100% din rata medie a inflației plus 50% din creșterea reală a salariului mediu, fiind metoda de mijloc convenită alături de experții Comisiei Europene și cei ai Băncii Mondiale, astfel încât să aducă stabilitate sistemului de pensii din România. Deputatul PSD de Olt, Marius Iancu, a explicat că noua lege a introdus și noi criterii de pensionări anticipate. Noua lege prevede o reducere a vârstei de pensionare la maximum 10 ani pentru condițiile speciale de muncă și la maximum 7 ani în cazul condițiilor deosebite de muncă. Așadar, vârsta de pensionare poate coborî până la 55 de ani în condiții speciale de muncă, respectiv 58 de ani pentru condiții deosebite de muncă. Pentru a se pensiona la 52 de ani, persoana în cauză trebuie să aibă un stagiu de cotizare foarte mare de cel puțin 36 de ani și 6 luni. Potrivit parlamentarilor români, legislația din România va oferi condiții mult mai favorabile acestor două categorii de angajați, în comparație cu multe state din Uniunea Europeană, dar și un sprijin financiar consistent pentru toți cei care se bucură de pensionare.